pizze. Denis. A. Ceva, mă, Denise. Bine, tu? Uite bine, frate. Am auzit, deci tu vrei să-mi dai contul direct, gen, și mă faci nabi direct, nu? Păi de ce mă faci, da, frate? Pentru că ești. Păi de ce sunt, frate? Nu știu nici eu. Și de ce mă faci nab? Nu știu. Bă, n-aș papa învăța, bă, ecstasy, să faceți lumea nabi, așa urât. Zi-mă, frate, cum vrei să facem? Spune tu. Păi, nu știu, frate, că în afară de metodă de a da primul eu sau a da primul tu, nu mai există, că văd că, uite, îți dau ca să și dovedesc că îl și sun. Pe cine? Pe cine oare? E clapul de ecstasy. Nu este disponibil la momentan. Vă rugăm, reveniți. N-are semnal direct. N-are semnal, la țară, coaie. Păi da, la țară, coaie. E la țară, coaie. Prostul. La țară, la bunici, mi se pare, din câte am auzit de la... Da, coaie, cum să zici, pula mea pe live, căcică. Sunt în grajdul lui bunică, mă, ca să prind semnal, coaie. E în grajdul lui bunică, ca să prind semnal. Coaie, am fost mai ok. Sau cum am certat el pe Bihu din pula mea cu el. Când abia intru și eu odată în viață pe Bihu și dau de ăsta. De zi, bă, Deise, cum ai muncit tu ca să obții tu asta? Că am văzut acolo că mi-ai zis că ai muncit, că nu vrei să-ți pierzi banii. Adevărat. Păi și tu crezi că-ți dau țeapă? Da. Zică, de ce crezi că-ți dau țeapă? Nu știu. Păi, zi-mi un motiv întemeiat. Nu știu. Păi și de unde știu eu că tu nu-mi dai țeapă? Adică? De unde știu eu că nu-mi dai tu țeapă dacă îți dai eu primul cont? Nu știu. Păi tu ai dovezi că ai făcut afaceri? N-am mai făcut. Bă, și ce-mi place că el e la prima afacere și gândește bine, adică faza asta cu intermediarul. Pe na, totuși. Dar de ce ai crede de tot așa mare, că dacă făceam cu ecstasy? Dacă, că el a fost cu mine în generală, pot să zic, bă, să, ăsta, gen, să zic eu, bă, vere, hai să bate joc de copilul ăsta sau ceva de genul. Dar nu aș fi făcut oricum ceva de genul, s-ai liniștit. De ce credeai tu în ecstasy așa mult? Eu? Păi de ce credeai că dacă făceam cu ecstasy, adică că ziceam noi că e intermediar, deși n-am mai făcut nicio afacere ca intermediar, de ce zici tu că nu ți-ar fi dat seapă el? Am de unde să știu. Păi și cum erai atât de sigur că dacă făceam cu el intermediar? Știu. Poate ți-ai fi pierdut banii așa. Poate. Păi și zi, frate, de ce zi acum vrei să facem? Știu. Păi și frate, tu îți dorești neapărat contul sau? Că este că poți să găsești cont în 5 minute. E? Tu ai zis cu băieța ta că... Bine, nu cu băieța, hai, că gen... Mi-ai zis tu pe chat că tu poți să găsești orice cont în 5 minute. Te-ai scris cu tastatura ta? Da, mă rog, ai înțeles-o bine. Poți să găsești cont în 5 minute? Poate. Păi cum? Talent și bună pasiune. Le are, băiatul, le are. Le ai pe vorbesc, mă. Da. Câți ani ai, frate? 16. Cât? 16. 16? 14, mă. 14, bă. 14. Iată, nepănuiesc, tu te surzi. Mă stare pe ce că eu... Da, nu la UG, că se aude microfonul de bine.
Sau unde? Deci zi, frate, cum vrei să facem afacerea aia? Nu știu, nu dau premiul. Păi de ce? E prună. Păi și de unde știu că dacă dai primul nu fugi cu contul acum? Nu să fug, bă, cu contul. Ești nebun? Da, mă, ești nebun, ce ai? Faci sau nu? Păi zi, frate, dai primul sau? Nu dau primul. Păi de ce? E prună. S-a mort, am înțeles ce a zis cu aia. Când zici motive de-astea de prună, de mere, asta de înseamnă că tu n-ai un motiv. S-a mort tu că a zis de prună cu aia. Păi cu aia, deci cu aia, vorbesc serios în pula mea aici, tu îți bagi joc. De ce îți bagi joc, frate? Denis, în câte zile ai făcut-o banii aia? Ia zi. Două luni. Păi cum ai reușit să faci banii aia? Ce v-am zis, bă, că-i două luni? Ai muncit din greu? Am muncit adevărat. Ca ce? Gata, Blue Script? Stai că se gândesc. Cum ai muncit banii aia? Ca ce ai muncit? Vorbiți câte unul, că nu vă aud. Ca ce ai muncit? Ce meserie ai? Un scriptor. Oooo, oh. Uite, Cosmin ăsta 2-1 vrea să are și el nevoie de un scripter și face server acum. Plătește bine, să știi. Bun. Nu știe dacă să aibă încredere în tine. Dacă scriptează serverul și după aia tu îi dai baza datei furtul scripturile și fugi cu tot cu serverul. Că și da, nu mai dai niciun bani. Păi și zi-mă, frate, dacă tu zici, ai zis că găsești cont în 5 minute, dar tu de fapt zici poate. Deși eu nu prea cred chestia asta, dar mă rog. Tu îmi dai poză cu PC Food după foaie unde putea ori să expire, ori să fi folosit și după aia îmi spui că ai pe cont și tu îmi zici că îmi dai cont. La dată. Uita la dată, s-ai liniștit. Dar tu spune cu aia, de ce mi-ai mai dat poză cu PC Food dacă ai în cont? Și de ce ai acoperit, și de ce ai acoperit codul dacă PSF-ul ai folosit? Și și în primul rând, cum ai fi vrut să-mi dai tu pe 25 de lei? Că tu ai zis că vrei să-mi dai pe 25 de lei. Sau pe 50. Bine, m-ai întrebat 25 de lei sau 50? Și tu ai băgat toți banii aia într-un cont. Cum ai fi vrut tu să-mi dai mie contul direct cu 25 de lei dacă ți-aș fi cerut 25? 50 de lei în cont. Faci sau nu, că am niște... Ce treabă ai, frate? Am niște treabă la server. Ce server, frate? Server. Pe ce server? Cum se numește? Ce? Cum se numește serverul? Uite că vi-l dau acum. Poate vrem să ne apucăm și noi. Ia, hai să intrăm. Faci sau nu? Păi zi, frate, dar e primul sau nu? Și cum, pe în primul rând, tu cum dai contul de pe ăla dacă tu dostească să-mi dai și e-mail-ul? E-mail-ul și parola. Hai, frate, te aștept. Ce? Aștept. Nu dau primul, bă. De ce nu dai primul? Nu vreau. Păi de ce nu vrei? E fric. Ce, ție nu ți-era fric? Dacă era în locul lui? Da, adevărat. Hai spune. Păi și uite, frate, dacă îți dai eu primul, cum mă gândesc eu că nu-mi furt contul? Ce garanții are el? Da, corect. Eu pot să-ți arăt afaceri cu succes dacă vrei. Tu poți să-mi arăți? Pot. Păi de ce? Vrei să încerc? Ce vrei să încerci? Nu știu. Ce, ne dai flood? Da. Hai, dă-ne flood.
Doamne, prăviște. Faci sau nu? Ai fumat ceva, băiatul? Ce? Ai fumat ceva? A. Ah, ok, se înțelege atunci. A, te iei de mână cu Cosmin, că și el cu făina. Da, boșe. Pun pe Nicușor pe voi. Ei. Ce-a zis pe când ăsta? Stai, 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 mă, că n-am auzit, n-am auzit. Ce-a zis? Zice că pune pe Nicușor pe noi. Aaa, da, mă. Dă-i cu și Nicușor, mă, cum așa pe Nicușor. Da, și eu l-am. Mă, joc 5 încă. Ce eu? Da, bă, așa e, coai, și eu-s mătușii, mătușii-sul lui Awake. Adevărat, bă. Ai făcut revelionul la Awake? Da, coai. Hai mă, zi adevărat ce garanția mea dacă eu îți dau contul acum în secunda asta și tu fugi cu tot cu bani. Cine pe cine se face doresc? Nici mai vorbiște. Nu mă, că ne flodează acum ce ai. Adevărat. Pregătește rutul. Ia băiatul. Băi, acolo schetură. Au, ai și de pe confă. Aaaa, bună. Tu te faci. Ce-mi place. L-am văzut la respect, l-am văzut la respect. Stai că scrie, stai că scrie. Orică ai tu o mie. Dacă e de gând să dai primul aștept mesaj. Da, crede-a ta, bă. Băiații, că-i cam găsit. Stai, nu, 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 lasă, stai puțin că mai o continuăm, nu băieții, nu băieții, că eu vreau să continui cu copilul ăsta. Mă, a zis că vrea să continui. Dacă ai de... Ce-i a zis-o? Hai frate, că îți dau primul. Să-mi arăt și mesajul. Hai frate, că îți dau primul. Ce-a scris? Aoleu, băi, ești prost, șterge mai. Șterge aia. Gata. Nu mai stimit asta că îți dau kick din confort. Acum te-ai să editezi joc tipul în până la din cauza ta. Să nu uitați, bă, pe serverul ăsta, că vă afla IP-urile, aveți grijă. Da, IP. Zici că nu e scripter. Trebuie să-l editezi acum, adică. Cu aia, mai spui și-a pe de rest, dar asta flood. Mai spui și-a pe mă. Dar cum? Păi hai, dacă deci fii atent, de nume cont Olic. Intră în joc și îți dau parola. Chiar îi dai? Da. Dar acum nu se apară pe filmate, nu? Asta cu nume joc. Stai. Ce înseamnă pumă? Ce pumă vere? Ce înseamnă pumă? Nu sunt helpermane. Ce înseamnă, bă, pumă? Pumă? Da. Private message. Ce, mă? Private message. Mesaj privat, mă. Stai că debitează creierul și l-ul ăsta acum. Nu, mă, uite acum, am văzut acolo. Pumă, eu de știu, din ce știu eu, înseamnă PIN. Uite, aia e acolo la Discord. Nu, mă, nu. Bă, mi-a dat cerere ăsta. Și mie... Ia te ce parola-i dau. Stai, mi-a trimis mesaj. Aici parola. Olic are mere hashtag nu. Uite ce par mi-am trimis cu aia. Și ce înseamnă e mă pula măta, dar ți-e par pe invers. Citește invers. Denis, nu ce zici? Da, o băieți. Jet! Lala? I-a scris jet! I-a zis să citească invers.
Cam asta a fost cu băiatul ăsta? Nu, hai că dacă tot am zis că terminăm video cu totul, nu mai tăiem. Vă arătăm direct din start, vă arăt din perspectiva mea ce am vorbit cu el. Și nu... Deci ai filmat până acum ce am vorbit cu el, da? Da, și n-ai nimica dacă s-a văzut și numele la cont? N-are mă nimica, ai, să-mi baneze contul pula de ei. Mi-ai sal, ce convins, pusesem eu iară pe Ecstasy pe grup acolo. Ai salut, și după aia am băgat și mesajele de astea, de dus la tot grupul, ca să vă arăt, fiți atenți aici, că, că am trimis pe tot grupul. Salut, am postat al doilea video pe canalul meu, un like m-a ajutat foarte mult, canal Ecstasy Samp. Deci da, avem un fanboy aici. Avem un fanboy aici care are 14 ani și nu știe ce înseamnă Ecstasy, dar mă rog. Ma. Vezi că videoclipul nu este disponibil, mi-a trimis un link aici. Mi-a trimis RPG game. Oh, Denis, ce faci, frate? Zici salut, ce zici, bro? Denise. Bă, ceva, mă, Denise? Bine ai revenit. Rău, ai găsit. Ai fi din asta? Da, pe confă, nu l-am dat eu pe alea. Marge în pula mea să mă suci! Se par handicapat! Salut pe YouTube-ul! Magie, a zis-o! Ghiere, sugeți! Copil de 12 ani, putu-ți morți, mătii! Subscribe la importe 78. Păi frate, parcă aveai numele Ecstasy Stamp. Ce nume de căcat să mă... Ce nume de căcat să mă fi cearele? Numele ăsta cred că e canalul de țepe, mă știi? Da, mă. Nu m-a invitat, mersi. Și parcă e interesant de cotul de bihuri. I-am amintit eu că mi-a zis. Nu, și mi-a zis, dar ce oferi? Și uitați ce poză mi-a trimis, mă doare în pulă, puteți să vă uitați, puteți să spargeți paysafe ăsta ce vreți voi. Ia uitați ce-mi trimite cu aia și a trimis abecedarul aici, în pula mea, peste contul de paysafe. Ia uitați aici, a Brock Vive, ca la alea, roșu, galben, albastru, culoarea a curcubeului. A uitat și el culorile. Băi, cred că-i dai la tapiet în pula mea de trageți ăsta cu aia și pui pensul în pula mea să pictezi. A pictat și el paysafe-ul în pula mea. Atât, caut cu... Ok, mă rog băieți, puteți să căutați, puteți să mă banați, mă doare fix în pula, eu tot vreau să vă în contul ăsta. Nu băieți, deci stați un pic așa să vă zic, nu, deci faza nu mai știi care a fost cu contul ăsta, băieții. Dacă se uită, dacă se uită de duc acum până la acum la videoclipul ăsta, o să zicem că a fost faza cu... Noi am început să facem o serie a țeparilor, nu e realitate, nu vine niciun cont. Nu vine, mă băieți, niciun cont. Păi, am vrut special să vedem, să testăm persoane dacă dau țepe sau cineva. Oricum, contul este total meu personal, mă pot da dovezi. Hai, în continuare, spune. Așa, mă băieți, am zis eu că vând cont pe episodul trecut, dar nu, mă băieți, am glumit. În ghilimele, nu te-am văzut să prindem țepe. Doar special, că și astăzi când am primit mesaj de la băiatul ăsta, am zis, bă, ia, hai să mai încercăm, mă, poate mai găsim un țepar. Și mi-a zis băiatul ăsta că e ok contul, i-a zis că nu facem din start, am întrebat cum facem, nu dau primul. Bă, am scris eu cum facem, dar a scris instantaneu după mine, nu dau primul. Și am zis eu că la fel și am zis că facem cu Ecstasy dacă vrei, că ăla a mai fost cu mine în general, da, cum am zis și pe episodul trecut. Cât vrei pe el, i-am zis oferă 25, deci fiți atenți băieți, mi-a zis 25 de lei sau 50. Păi și l-am întrebat eu, bă, tu cum dai 25 de lei, l-am întrebat pe compă, după cum am spus, bă, cum dai tu 25 de lei? Dacă tu ai pe cont 50 de lei și contul nu poți să-l dai decât dacă îmi dai e-mail-ul și astea. Bine, poate scrii-l, dar pe scrii-l îți dă taxă. Și plus dacă mai trebuie să-l mai dau o taxă, bere. Ca să înțelegeți ce a încercat asta cu mine. I-a întrebat dacă oferă 50, i-a zis da, ok, stai că îl sun pe extra. De chiar îl sunasem, dacă vreți să-l mai sun o dată pe filmare, da, să-mi vedeți. Da, nu a răspuns, că e la țară. Nu plătește, nu plătesc. I-a zis eu că cum să plătesc bere dacă eu scur în general. L-am ajutat și eu, pe scurt. Și după aia a dăduse cu chestii de astea, că am numărul lui și m-a întrebat dacă nu e on și chestii de genul, mă rog. Mi-a zis de numărul de telefon, m-a mai întrebat să anumite chestii și l-am băgat atunci în confă și mi-a zis că cică, ce mi-a explicat pe confă, o să vedeți înainte ce s-a zis și ce am vorbit cu băiatul ăla. Mi s-a părut prea amuzant când a intrat pe confă și băgat, de-abia putea să vorbească. Aveam tentație să bag clownfish-ul, să vă zică și băieții. Nu, că s-a văzut tot pe filmare, de când l-am băgat în conf. Păi da, știu, a apărut când am zis eu că îmi pun clownfish-ul? Mm-hmm. Da. Ah, ok, am zis eu că mi-am pus clownfish-ul, dar nu mi l-am mai pus, am zis să mi-e milă puțin.
nu mă interesează oricum, dar nu dau primul. Păi de ce nu dai primul? Am mulcit mult. Nab. Ca să înțelegeți și intelect. Asta e că da, l-am întrebat și de adevărat, l-am întrebat pe confă. Ce ai muncit, frate? Am muncit cu trackerul la PNS. Am muncit. Ce să muncească, mă, vere, copilul ăsta? Ah, care ca scripter, ca scripter. Da, măi, scripter pe serverul. Nu vă dau serverul, că după aici le va afla IP-urile, probabil. Și vă dau float la 14 ani. Ma. Ferească-mă, Dumnezeu, merită copiii ăștia călcați. Așa. Și de-aia, de ce nu dai poză cu PaySafe-ul dacă tu... De ce, i-am zis faza aia, că de ce nu dai poză cu PaySafe-ul dacă tu ai banii pe cont? Și ai zis că îți dau contul NAB. Bă, tot o bani. Și după aia m-a rugat pe privat să zic aici parola. Aici e o chestie codificată. Dacă citiți, nu pot să spun pe firma. Să citiți invers. Vă las numele aici vreo 3 secunde să citiți invers. Și bă, eu nu pot să țin pe filmare că nu e ok. Dar puteți să o citiți voi, mi-am bătut joc de el. Hai că da, dacă e. Și am zis să o citească invers. Și a început el cu limbajul lui. Și aute. Da, da băieți, deci cam asta e. Ia uzi, ia uitați băieți, okay. Subscribe la Țepar. Uitați-mă ăsta al Țeparului dacă o să vreți să-l pun public. O să fac public, Denisel 6607. Vezi, aveți grijă la băiatul ăsta, o să-l fie scoși de pe serverul Ecstasy special. Cam atât, mă, băieți, ce pot să zic. Na, alții par ca de obicei. Da, mă, deci... Nu știu, dacă mai au băieții ceva de adăugat. Bă, nu știu, nu mai am nimic de adăugat. Deja am filmat 21 de minute, deci oricum nu se taie nimic din ăsta. O să las așa cu mine. Da, doar scuzați bâlbâitul meu. Ce da, scuzați bâlbâitul meu. Noastre sau ce s-a mai întâmplat pe conf și chestii de astea. Deja da. M-a plăcut episodul ăsta, nu uitați să apăsați butonul de like. O să aveți canalul Mario în descriere, adică Olic. 40 ani de Madalin. Asta Madalin are canalul de YouTube. Da, mă, deci dacă v-a plăcut episodul ăsta, nu uitați să apăsați butonul de like, un subscribe, un share. Eu am fost Cosmin, el a fost Madalin și Mario. Și noi v-am salutat, ceau, vorba.